Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune Glasul Bisericii. Vă spun sincer că mi-a fost dor să vin, să revin aici, la Egheriște, în comuna Crucișor. Am venit la Egheriște, la o biserică atât de primitoare, așa cum este și părintele paroh de aici, pe care îl apreciez și pe care vi l-am prezentat odată într-o emisiune foarte interesantă, când vi-am făcut o surpriză. Este vorba de părintele Tăut Mădălin, căruia îi mulțumesc că ne-a primit, îi mulțumesc pentru bunăvoința sa, pentru felul de a primi oaspeții și dorința de a vorbi despre credincioși. Stimați telespectatori, nu vreau să-i fac o surpriză părintelui, dar vreau să vă fac o surpriză dumneavoastră, să reauziți vocea caldă a preotesei care încântă populația de aici, care se ocupă de cultură atât de mult și vreau să vă spun că am ascultat-o și fără să ne străduim în mod special să o înregistrăm, am reușit să luăm niște crâmpeie din cântecele sale, din pricesnele pe care le cântă preoteasa Cristina Maria Tăut. Un singur dor mai am și eu, acela de a sluji mereu lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nici mai frumos pe acest pământ. Ajută-mă, o Doamne Sfinte, ca și de astăzi înainte, să te slăvesc mereu, să-ți cânt, cât voi trăi pe acest pământ. Să te slăvesc mereu, să-ți cânt, cât voi trăi pe acest pământ. Iar când din lume voi pleca, o Doamne, eu te-aș mai ruga să mă învrednicești să-ți cânt și acolo-n cerul tău preasfânt. Să mă învrednicești să-ți cânt și acolo-n cerul tău preasfânt. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru-n muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Stimați telespectatori, am venit astăzi cu un gând foarte bun. Să discutăm niște probleme actuale. Părinte drag, ați trecut și dumneavoastră, ca toată lumea, din țara noastră, de pe globul acesta, printr-o perioadă mizerabilă,
în care a trebuit să luptăm cu un dușman nevăzut care a dus atâta necaz în sufletele oamenilor și în economia oamenilor și a țărilor. Cum ați trecut peste această epidemie coronavirus pe care am vrea să nu mai întâlnim, să dispară și din amintirile noastre? Bine ați revenit, domnule profesor! Mulțumesc! Iată că această pandemie care a venit peste noi a fost o pandemie, am putea spune, care ne-a unit. Ne-a unit din punct de vedere duhovnicesc, cu toate că despărțirea aceasta, chiar din Duminica a treia, din Postul cel Mare, iată, din Duminica Sfintei Cruci, fiecare dintre noi creștinii ne-am luat Sfânta Cruce și am dus-o, precum o duce Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre drumul pe Golgota. Ei, iată, noi ne-am dus crucea, ne-am dus crucea cu credință în Dumnezeu, căci această pandemie va trece și că nu va face la noi, în comunitate, pagume nici materiale, nici sufletești, nici de ordin uman. Și dăm slavă Bunului Dumnezeu, căci am trecut cu bine peste ea. Cu toate că spune salmistul David în Psalmul 133, versetul 1, iată, este bine a binecuvânta pe Domnul în casa Domnului și în curțile casei Dumnezeului nostru. Creștinii noștri nu s-au abătut de la biserică, doar atunci când a fost interzisă venirea la biserică cu precădere. În schimb, atunci când a fost liberă intrarea în curtea bisericii, au venit, au stat pe ploi, pe intemperii, alături de preotul lor, alături de Hristos care se jertfește mereu pe Sfintele Altare. Părinte, ați vorbit foarte frumos și nu pot să nu apreciez lucrul acesta, pentru că trăiți momentele și le-ați trăit. Părinte, totuși, ca să vii în noaptea învierii, o sărbătoare la care creștinul ține atât de mult, este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, și să ajungi să ții slujba și să spui Hristos a înviat și să nu-ți răspundă nimeni, este ceva care a făcut o ruptură în sufletul oamenilor. Să știți că oamenii ăștia care au dat directivele acestea, indiferent cine or fi ei, dacă sunt armată, să-și vadă de armată, să lase specialiștii să gândească lucrurile acestea. Pentru că a produs atâta, așa o ruptură de mare, încât foarte greu se reface. Dar poporul acesta este credincios și va găsi modalitatea și puterea să reapară la biserici. Și acum, pe semne, vom începe să fim în interiorul bisericii, așa cum suntem obișnuiți. Sigur, aș vrea să vă întreb, așa cum au trecut prin suferințe credincioșii, oare suntem mai aproape sau nu de Dumnezeu? Experierea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, este o cunoaștere a fiecărui om în parte. Și fiecare om în parte îl poate cunoaște pe Dumnezeu atâta de bine pe cât își dorește, pe cât vrea să aprofundeze. Oamenii, eu cred că din această pandemie, totuși au avut un stâlp, au avut un standard, care este Biserica lui Hristos, este Hristos însuși și mai apoi, prin cuvântul Scripturii și preotul ca reprezentant al bisericii. Aceasta mă face pe mine să cred faptul că enoriașii noștri totuși nu s-au depărtat de biserică. Vin la biserică într-un număr foarte mare și nu doar că vin la biserică, ci și cred, se roagă și au făcut lucrul acesta încât să rămână pe perioada pandemiei în casele lor, în liniște și în întâlnirea cea de taină cu Hristos, în casa lor prin rugăciune. Părinte, știm foarte bine că fără știrea lui Dumnezeu nu se mișcă un fir de păr. Da,
Așa este. Vede totul. Nu credeți că în perioada asta a epidemiei oamenii au cam luat o razna? Mă uit că și-au mutat magazinele acasă la ei, cumpărături, frică. Ce înseamnă frica, de fapt? Care sunt rădăcinile fricii? Pentru că dacă ți-e frică de Dumnezeu, este chiar începutul înțelepciunii. Exact. Exact începutul înțelepciunii. Și frica aceasta trebuie să îi facă pe oameni mai înțelepți, să știe cum să treacă peste toate necazurile. În domeniul acesta al nostru, al religiei, al credinței în Dumnezeu, mai există frică? Există. Frica aceasta există atunci când omul este în suferință, în nevoi, dar se cultivă aparte. Când mă gândesc la faptul că ați fi frică de un om, este o frică cu totul, am spune, relativ omenească. Da, și ceva obișnuit. Ceva obișnuit. Dar frica de Dumnezeu este o frică care te face să te gândești mult mai profund. Să te gândești, exact cum spune salmistul, că să nu-L superi pe Dumnezeu. Aceasta este frica de Dumnezeu, a nu-L supăra. Și cum poți să-L superi pe Dumnezeu decât cu faptele, cu păcatele, cu greșelile vieții acestea? Eu cred că credincioșii parohiei noastre totuși n-au greșit înaintea lui Dumnezeu și au trecut cu bine peste încercările care au fost peste această pandemie, dar poate că în inima lor s-a instaurat sentimentul acesta al incertitudinii, pentru că televizorul nu aduce totdeauna în mintea omului sau în casa omului știrea cea bună, precum o aduceți dumneavoastră, sau gândul cel adevărat și fapta cea bună, ci aduce denaturat unele informații. Și poate că unii dintre ei au exagerat în anumite lucruri, în cumpărături, să zicem. Da. Dar asta din cauza pentru că au fost într-o incertitudine. Așa este. N-au știut ce să creadă despre așa lucrul este. Acesta. Așa este. Părinte, sigur că citim în Biblie și în cărțile noastre religioase și bine ar fi să înțeleagă toți oamenii că Dumnezeu este iubire. Este extraordinar. În momentul când te gândești la iubirea pentru Dumnezeu, dragostea învinge totul. Așa această este. Dragoste și față de Dumnezeu este biruitoare și învingătoare. În orice. Nu vedeți dumneavoastră oamenii ăștia pe care noi agrezi, care ne conduc, care se aleși așa la întâmplare și aleși cu pe partide și habar nu au de credință, vin pe la biserică, vedeți că o să vă întâlniți cu ei, că vin acum, că începe campania, și vin și stau 3 minute și pleacă. Vin să facă numai paradă. Ăștia nu sunt credincioși. Ăștia n-au nimic sfânt. Dacă ar avea sfânt, ar fi lângă noi mereu. Și ar veni să ajute biserica. Nu ajută niciunul, nu mai vorbe. Și dacă ajută, o fac formal, dar nu ei, direct din buzunarul lor. Să fie foarte clar. Pe mine nu mă poate schimba sau să-mi schimbe mie concepția un partid sau altul. Eu nu-i suport. Partidul este cel care face bine oamenilor. Ăla e partid. Restul, gargară. Părinte, vorbeam de această dragoste care alungă frica. Dragostea față de Dumnezeu alungă orice frică. Oricare om, când ajunge la un mic necaz sau la un necaz mai mare, Doamne ferește, se gândește la Dumnezeu și spune, Doamne ajută-mă. Vrând nevrând, gândirea lui merge spre Dumnezeu. Și atunci, oamenii, cum să nu vină la biserică, aici, în această casă sfântă, unde se roagă cu preotul împreună lui Dumnezeu, pentru lucruri absolut necesare omului și pentru încredere în Dumnezeu. Este ceva formidabil. Oamenii trebuie să înțeleagă că aici, la biserică, este instituția, de fapt, care adună oamenii, nu îi împrăștie.
îi adună și oamenii vin neforțați de nimeni. Sigur. E un lucru formidabil. Din dorința lor și din dragostea lor. Categoric. Biserică și Dumnezeu. L-am întrebat pe Părintele Pașca nu de mult. Tot auzim mereu și citim: dați-i cezarului ce e a cezarului și lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu. Sigur că se pot da interpretări de tot felul. Ce să înțeleagă un credincios care mai citește, că atâta cât poate el, cât are pregătirea? Ce să înțeleagă prin aceasta? Prin aceasta, domnule profesor, iată, Mântuitorul, când spune lucrul acesta, vrea să scoată în relief următorul lucru, pentru că omul adesea se îngrijește de trup, mai mult poate decât de suflet, și a da cezarului ce îi se cuvine și noi oamenii din ziua de astăzi facem. Adică cuvântul Scripturii este mai viu și mai adevărat ca niciodată, pentru că vrând nevrând plătim taxe și impozite, avem aportul față de sănătate și, iată, la un impas ca pandemia aceasta, poate că n-am fost noi pregătiți, dar iată că Biserica a fost acolo, așa alături este, de instituțiile statului și în special de sănătate. A ajutat atâta cât a putut și ea, cu ce a putut. Iar se cuvine să-i dăm lui Dumnezeu ce? Dragostea noastră, jertfa noastră duhovnicească. Da. Prin prezența noastră la Sfintele Slujbe, prin rugăciunile pe care le înălțăm și prin credința noastră și fidelitatea față de Hristos și Biserica Sa. Părinte, au trecut zilele de post de 40 de zile. Nu știu cu ce au rămas oamenii după zilele acestea de post, dar am auzit oameni spunând post ca la carte. Ce înseamnă asta? Postul acesta ca la carte înseamnă că oamenii efectiv au stat în casele lor, s-au prihenit, adică s-au curățit într-o oarecare măsură de păcatele lor, chiar dacă n-au putut veni la spovedanie, dar prin părerea de rău pe care fiecare dintre ei, eu sunt convins că au avut-o în inima și în sufletul lor, pentru că fiecare dintre ei și-a exprimat dorința de spovedanie, chiar dacă nu s-a putut, dar omul în sufletul său i-a părut rău de faptele care le-a săvârșit. Și cred că a fost o spovedanie, am putea spune, generală, în care omul s-a mărturisit în conștiința lui greșalele, spunând: uite, m-am îndepărtat de tine, Doamne, și îmi pare rău, căci iată, nu mai ajung la potirul tău, nu mai ajung să-ți sărut picioarele, dacă vorbim de perioada Apostolului cel Mare. Părinte drag, sunt momente în care omul, știm că toți suntem păcătoși. Suntem păcătoși, greșim în fața lui Dumnezeu. Și sunt momente când fiecare se gândește: oare ce am greșit în fața lui Dumnezeu? Care ar fi răspunsul? Putem să găsim singuri greșelile sau ne ajută cineva? Adesea noi oamenii nu ne dăm seama că greșim. Greșeala e un lucru atât de simplu și care se face, poate, nu că poate, cu siguranță de multe ori nevoit. Nu spune Apostolul Pavel că săvârșesc răul pe care nu-l voiesc. Ei, iată, dacă un apostol al lui Hristos spune lucrul ăsta, noi oamenii cu atât mai mult suntem predispuși greșelii și săvârșim lucruri care nu le-am dori și de care ne pare rău după ce le săvârșim, dar odată fapta făcută este consumată și abia prin taina mărturisirii putem să revenim în treapta de fii a lui Dumnezeu. Părinte, am intrat la biserică și în poartă, în ușă, am văzut familia dumneavoastră. Dumneavoastră, doamna și băiețelul. Sunteți o familie deosebită. Mulțumim. Chiar deosebită. Părinte, vreau să vă întreb, așa cum e societatea noastră,
Tot timpul oamenii adevărați ai societății, credincioșii, au știut că familia este celula de bază a societății. Se mai păstrează celula de bază a societății. Da, și marele retor Cicero spune despre așa. Familie, că este celula de bază a societății. Se păstrează familia încă, dăm slavă Bunului Dumnezeu, dar datorită vremurilor pe care le trăim, se și alterează. În sensul că tinerii din ziua de azi, cu toate că sunt o parte dintre ei foarte apropiați de biserică și aplicați, o parte dintre ei încă nu l-au găsit pe Hristos, dacă putem să spunem așa, și încă sunt în căutare. Și în căutarea aceasta vine Hristos, care desigur și El îi caută, și la un moment dat, în viața lor, în o întâmplare din viața lor, o să îi întoarcă din nou spre Biserica cea Sfântă. V-am întrebat pentru că multe familii în perioada asta de restricții au suferit, pur și simplu. Vedeam tată, mamă, copil, venind până la biserică și se întorceau. La noi bisericile au fost închise. Ca și, de fapt, oamenii peste 65 de ani au fost condamnați la domiciliu, exact. Ca niște infractori. Pe stradă erau drogații, băteau între ei haite din astea și poliția se ocupă de ei. Noi nu plătim poliție să se ocupe de ei, așa. Ci să fie părtași la bunăstarea noastră. Nu să ne pierdem timpul cu toți derbedeii. Părinte, eu sincer vă spun, am văzut suferințele oamenilor care n-au putut veni la biserică, nici chiar la Marea Sărbătoare a Învierii. Și în vecinii noștri, nu ne comparăm noi cu America și cu... Dar vecinii noștri, toate bisericile au fost deschise. E destul să amintesc că la ruși, la ucrainieni, la bulgari, la macedonieni, la greci, bisericile au fost deschise. Și nu s-a întâmplat, nu suntem cu nimic mai prejos sau mai sus decât ei, dar absolut cu nimic. Ei, la noi, gândirea nu este cea care merge de la oameni să meargă de la cei mulți spre cei de sus, spre aleși, ci vine de acolo ca și cum ar fi capacitatea intelectuală a țării. Nu e adevărat. Acolo sunt mulți dintre ei care nu au ce căuta și da, care ne dă nouă directive. Mă tot leg de ei pentru că din cauza lor populația suferă foarte mult. Populația trebuie să știe să-și aleagă oamenii. De aceea, într-un consiliu parohial, oamenii sunt aleși de către oameni și cu acceptul părintelui. Sigur. Și toți vor să fie bine. Da. Și dacă se întâmplă ceva, îi schimbă. Este un lucru extraordinar. La noi nu. La noi se perindă din campanie în campanie, vezi aceiași oameni. Ne-am săturat de ei. Ne-am săturat. Să ne lase cu credința noastră în pace, pentru că, părinte, e bine să spunem în emisiune lucrul acesta. S-au băgat în intimitățile bisericii, în tainele bisericii. Ei nu se pot băga în tainele bisericii. Astea sunt tainele ale noastre, ale credincioșilor, și biserica are niște legi care nu le schimbă unul care a venit acum și parlamentar și un terchea-berchea. Așa este. Ați văzut ce frumos a spus președintele Americii, Donald Trump, da. Despre biserică, da. Factorul ei important în societate. Ei, la noi nu cred că biserica a fost pusă la locul de cinste unde ar fi trebuit să fie pusă, iar conducerea este așa cum am ales-o noi. Părinte, am să spun un lucru foarte adevărat. În țara noastră sunt 16.400 de lăcașuri de cult. În aceste lăcașuri de cult vine poporul. Poporul care este suveran. Poporul acesta când se mișcă, să știți că... E un problem. Atunci sunt probleme. Eu vreau să le amintesc tuturor și celor care ne văd și ne ascultă și multă lume, să știți, pentru că se vede emisiunea asta pe tot globul, vreau să vă spun că
trebuie să înțeleagă că poporul român este credincios. Chiar am scris un material despre Eminescu și am studiat mult. Eminescu a fost mare credincios, extraordinar. Așa și este. Titlul a fost, da, Eminescu a fost un mare credincios. Ca Eminescu sunt mulți, mai ales că am citit în dicționarul acesta al lui Liviu Petrina, savanții lumii au fost credincioși. Este un lucru formidabil. Mințile mari ale omenirii, toți au fost credincioși. Iar biserica și știința au fost mână în mână întotdeauna. Totdeauna. Părinte, avem, eu aș spune că gândirea, întotdeauna când vorbim de biserică, ne gândim că biserica nu înseamnă patriarhul, Sfântul Sinod și episcopiile, ci înseamnă credincioșii. Da, credincioșii aceștia formează masa mare a credinței. Formidabil. Ce spuneți? Credincioșii aceștia s-au rupt în perioada asta de 3 luni de zile de biserică. Se vede o ruptură sau e o așteptare extraordinară? Există și o așteptare extraordinară din partea lor, pentru că fiind vitregiți de Hristos, de biserică, de cuvântul Evangheliei, au suferit enorm de mult vieții și nu doar că au suferit, unii dintre ei, să știți că și-au manifestat dorința la îndemnul preasfințitului Iustin, al episcopul Maramureșului și Sătmarului, în noaptea de înviere au cântat Hristos a înviat împreună cu noi, fiecare din curtea Lui, chiar dacă noi am fost în fața bisericii și am cântat împreună cu ei din curțile lor, iată că credința nu s-a alterat. Dar poate pentru unii această pauză în care n-au putut veni la biserică datorită acestei probleme, iată, i-a afectat, neștiind ce să creadă. Unii dintre ei s-au speriat atât de tare încât au crezut că este sfârșitul și au făcut un tragism din lucrurile acestea. Alții au înțeles cuvântul și mesajul, dar să știți că biserica rămâne în comunitate un stâlp. Iar atunci când oamenii aud, noi zilnic clopotim la ora 12 de miază, cum se spune la sate, și când se aude clopotul în sat, fiecare om care trece pe lângă biserică sau e în curtea lui sau pe hotar la muncă, își face Sfânta Cruce. Deci are încredere în Dumnezeu. Așa este. Și asta face mult în comunitățile noastre. Să știți, Părinte, că după criza asta, biserica va ieși învingătoare. Că întotdeauna biserica a învins. Din vechi, din trecut, de la începuturi, în tinda bisericii se făcea școală. Așa este. Este un lucru formid, să nu uite lumea că biserica a adus lumină. Cum adică a fost noaptea învierii și n-am avut lumina sfântă? Mai am auzit vorbindu-se că va pleca un grup la sfințirea caselor și însoțiți de polițist, iar lumina să fie dată de la bricheta polițistului. Hai să fim serioși. A fost exagerat. E o jignire a lucrurilor sfinte, care nu poate să le schimbe unul cu dă un dictat sau ce știu ce ordonanță. Spuneam că după criza aceasta, oricum biserica va ieși învingătoare. Și populația, acest popor suveran despre care vorbea atât de frumos regretatul în al preasfințit Justinian, tot timpul spunea, domnule profesor, poporul este suveran. Înțelegea foarte mult prin asta și avea așteptări și de-aia îl iubea poporul ăsta atât de mult și îl regretă. Așa este. A și spus că dacă fiecare om și-ar face datoria la locul său, de la cel mai mic om care muncește până la cel mai înalt, ar fi raiul pe pământ. Așa este. Noi îl dorim, dar... Părinte drag, dacă nici acum, după această epidemie, după acest necaz puternic căzut asupra noastră, nu înțelegem pedeapsa sau supărarea lui Dumnezeu
atunci înseamnă că nu merităm să spunem că suntem credincioși. Acum trebuie să înțelegem, supărarea asta a lui Dumnezeu trebuie să ne dea de gândit să ne facă mai buni, mai trainici, mai umani și aproape de biserică. Cine își pierde credința, pierde totul. Așa este. E o comoară inestimabilă credința care se cultivă și gândindu-mă la cuvântul pe care l-a spus dumneavoastră, efectiv, oamenii nu și-au pierdut credința, dar s-a întâmplat un sentiment în ei în care poate că din neștiință sau din informarea greșită n-au știut cum să gestioneze această problemă. Dacă am pus problema asta într-o emisiune cu Părintele Pașca și cu Părintele Almon Chirilă de la Vetiș și o pun și acum. Oamenii nu știu multe, nu știu că marii savanți ai lumii erau credincioși. Dar Galilei a fost unul dintre mari credincioși. Degeaba, dacă întrebi pe un cetățean pe stradă cine este sau pe un parlamentar, așa este. Dacă îl întrebi, cine este Galileo Galilei? Stă și se uită, bineînțeles că nu o să spună că a descoperit munții pe lună sau că sistemul din jurul căi lactee. Dar Vaticanul l-a recunoscut și târziu i-a ridicat o statuie la Vatican, o statuie de recunoaștere a capacității lui și a omului de credință, să ridici în Cetatea Sfântă a Vaticanului statuia lui Galileo Galilei, nu e un lucru de aici, de acolo. Așa este. Să știți că credința și biserica în general apreciază valorile. Da. E un lucru extraordinar. Și aud în predici, de foarte multe ori, pentru că stau în biserică și ascult predicile, în multe biserici în care umblu, și apreciez pregătirea preoților. Nu există un preot care să vină la biserică duminica la slujba obișnuită și să nu facă cumva ca predica lui să nu fie tangentă cu ceea ce a citit mai înainte și o aplică exact la credincioși. Și o aduce la faptele credincioșilor, făcându-i mai buni. Părinte, de ce atunci când apăreți în fața altarului la predică, se face o liniște extraordinară în biserică? Oamenii așteaptă cuvântul de învățătură, pentru că cuvântul de învățătură este cel care dă viață, pentru că nu este doar cuvântul preotului, este cuvântul lui Hristos, izvorât din Sfânta Evanghelie, iar mai apoi, prin interpretarea preotului și a ceea ce vine preotul să le deslușească enoriașilor cuvântul Scripturii, îi face pe ei să aștepte cu nerăbdare și oarecum interesați, pentru că se regăsesc în cuvintele preotului. Și nu doar că se regăsesc în cuvintele preotului, iau învățăminte, aplicarea la viața lor personală, la viața de zi cu zi. Și atunci inima lor este deschisă față de cuvântul Scripturii. Părinte, revin la problema epidemiei, pentru că trăim momentele acestea. Am auzit oameni vorbind despre perioada trecută și acum au dat de greu și știți ce spun oamenii? Se gândesc și spun așa, nici nu ne dăm seama ce bine am trăit și cât ce necazuri avem acum. Face comparația asta. Acum aș dă seama cât de grea situație și neașteptată și atât de mărșavă încât păcălește lumea și nu știi cine este dușmanul. Părinte, cum credeți că vom trece peste perioada asta grea, acum când bisericile își vor deschide porțile și oamenii vor veni la biserică? Nu o să vină oamenii
cu metru în buzunar și să măsoare, să spună, uite, am 1,5 metri, stau la distanță. Oamenii trebuie să înțeleagă și bine că ce spuneți dumneavoastră întotdeauna rămâne fixat în memoria oamenilor. Vedeți, poate să vină 15 deputați să le spună la credincioși verzi și uscate, vine preotul și spune, asta, dragi credincioși, așa este, aia așa rămâne. Așa și de aia, dumneavoastră, sunteți și un medic deosebit al sufletelor și puteți să colaborați cu credincioșii cu mult mai ușor decât o face o ordonanță dată seara și omul a doua zi trebuie să o aplice. Pentru că vedeți cum le dau ăștia ordonanțele. Așa, peste noapte și după aia îți dă și amendă. Da, așa este. Da, pentru că sunt foarte deștepți. Dânsii de acolo sunt foarte deștepți. Îi mai alegem. Mai alegem, da. Nu pot vorbi urât că suntem în biserică. Așa este. Oamenii ascultă de glasul păstorului pentru că... Liniștit ascultă. Și de data aceasta, când s-a dat libertate ca să ieșim în curte cu enoriașii și să facem slujba împreună, iată, oamenii enoriașii noștri au ascultat, au venit cu bucurie în suflet, au păstrat acea distanță și au luat măscuțe, dar dragostea aceasta față de Hristos și de biserica Lui nu le poate scoate nimeni din suflet. Niciodată. Și nici biserica nu o poate scoate nimeni din sufletul omului de rând. Pentru că omul de rând, prin vocația sa, prin nașterea lui, s-a născut creștin într-o oarecare măsură, pentru că noi, ca popor român, am fost încreștinați de Apostolul Andrei. Ei, iată că oamenii au înțeles lucrul ăsta și știu că orice greutate ar veni peste ei și orice încercare, au fost războaie, au fost alte boli molipsitoare, au trecut peste ele, unii dintre ei care sunt mai vârstnici chiar au spus lucrurile acestea, au trecut peste ele cu credința în Dumnezeu, că nu li se va întâmpla nimic, prin rugăciune, prin fapta bună și, bineînțeles, prin alimentația sănătoasă care este cu precădere la țară, pentru că omul este gospodar, își cultivă legumele sale și tot ce e de trebuință unei familii. Părinte, așa frumos vorbiți că mă impresionați, pur și simplu. Vreau să vă întreb și am pe cine întreba. Calea asta spre Dumnezeu e ușoară sau grea? E o cale grea, nu e ușor. Urcușul spre Dumnezeu e o cale grea, cu trudă, cu muncă, cu efort, cu căderi, uneori căderi în sensul că vin încercări. Ca peste orice om, vin încercări și încercările acestea nu le poți învinge decât în credință. Da, și Dumnezeu l-a lăsat pe om pe pământ cu voință. Da. Și trebuie să ai voință pentru a ajunge pe calea lui Dumnezeu. Altfel nu vei ajunge pe drumul acela. Drumul ăsta spre Dumnezeu ar trebui să fie bătătorit pe când omul ajunge la o anumită vârstă, pentru că de mic trebuie să înceapă să caute calea aceasta. Ce se întâmplă, Părinte, atunci când vezi că în biserică nu mai sunt atâția copii? Nu mai vin copiii ca înainte, să vină părinții și bunicii cu copiii la școală, la biserică, așa cum merg la școală. Văd că la școală îi duce, îi aduce, îi așteaptă și la biserică să fie la fel. Să-l învețe pe copil de mic ce înseamnă biserica și credința. Să-l învețe să facă rugăciune, să fie ascultător în biserică, să audă cuvântul preotului, să vadă pe toată lumea că știe că să se roage. E un lucru extraordinar. Cum stați cu frecvența copiilor la școală? Frecvența copiilor la școală este bună, așa. Dar nu doar la școală. Ne bucurăm că și la biserică este lucru. O frecvență la fel de bună ca la școală, deoarece doamna preoteasă împreună cu mine ne ocupăm de copiii parohiei și am bucuria, de exemplu,
ca în fiecare duminică, până la venirea pandemiei, să îmbrăcăm doi copilași în Sfântul Altar de Îngerași, care să-mi dea o mână de ajutor, să umble cu mine prin biserică atunci când cădesc, ceea ce face mult pentru un copil. Îi se insuflă în sufletul său și în inimă dragostea de Dumnezeu. Părinte, am vorbit de calități, am vorbit de oameni, am vorbit de ceea ce am dorit să fie la biserică, dar nu am amintit de virtute. Virtute este o calitate pe care Dumnezeu o agrează și o iubește. Când vorbim de credință, trebuie să amintim de virtute. Da, așa este. Neapărat. Oamenii aceștia, vorbesc de credincioși și dumneavoastră, că lumea ar spune că, vai ce biserică și plină de oameni a fost în catedrala din satul mare. Vreau să vă spun că vii aici, la Iegheriște, și vezi lumea asta, lumea asta poate mai credincioasă, care știe de toate calitățile pe care trebuie să le aibă un credincios. Părinte, când ies oamenii de la biserică, vă despărțiți de ei, fiecare credincios ar vrea să pună mâna pe dumneavoastră și să vă spună ceva. Mergeți pe stradă, n-are curajul să vă spună, dar totuși la un moment dat vă oprește. Ce vă spun oamenii, părinte? Fiecare dintre enoriașii noștri, în decursul unei săptămâni, își acumulează ceva în inima și în sufletul său sau în mintea lui, un gând care ar dori să-l discute cu preotul. Și atunci când au ocazia, când mă întâlnesc pe stradă, în comunitate sau duminica după slujbă, după ce ieșim de la Sfânta Liturghie, stăm de vorbă. Unii îmi spun necazurile, suferințele, alții îmi spun dorințele, alții îmi spun, părinte, roagă-te, uite, pentru nepotul meu, pentru nepoata mea, să le ajute Dumnezeu să-și ia examenul. Și facem lucrul acesta de fiecare dată cu mare drag. Nu se pune problema de lucruri de genul acesta, dar iată că prin întrebările care oamenii ni le adresează nouă, vedem că nu s-au înstrăinat de biserică și că cuvântul preotului a rămas același ca și până acum. Părinte, nu mai avem mult și mult timp, vreau să spun, pentru emisiune. Îmi pare rău că a trecut așa de repede timpul cu dumneavoastră, nici nu mi-am închipuit, dar vreau să vă întreb, credincioșii, atunci când dumneavoastră apelați la ei pentru un ajutor mic pentru biserică, știu să răspundă cerinții dumneavoastră. Sunt uniți, sunt atașați bisericii, contează mult. Credincioșii, dăm slavă Bunului Dumnezeu, răspund atunci când biserica are nevoie de unele reparații, de înfrumusețare sau de alte lucruri, dar răspund datorită cărui fapt. Dacă ca preot poți să îi înconjori pe oameni cu dragostea ta, că spune Părintele Dumitru Strămiloae că îmbrățișare este cel mai mare act ființial al iubirii, adică act de desăvârșire a iubirii prin care îi demonstrezi omului că îl iubești. Ca preot, adesea te îmbrățișezi cu oamenii, pentru că oamenii au nevoie ca păstorul să fie alături de ei. Și atunci când păstorul are și el nevoie de un ajutor pentru biserica satului sau pentru alte lucruri necesare bisericii, oamenii niciodată n-au răspuns că nu. Au fost acolo alături de păstorul lor și de dorințele comunității. Părinte drag, vă mulțumesc mult că m-ați suportat astăzi pe mine și sincer vă spun, cu atâta bucurie am venit la dumneavoastră, știind că întâlnesc un preot deschis la suflet, la minte și în afară de asta un om care își iubește credincioșii, un om care iubește copiii, școala, familia. Părinte, vă mulțumesc, să dea Dumnezeu să aveți multă sănătate, bucurii și împliniri, dumneavoastră și familia dumneavoastră, credincioșii dumneavoastră, să trecem peste momentele acestea grele și dați-mi voie să vă cer permisiunea să încheiem cu o melodie, cu un cântec bisericesc, cu o priceasnă interpretată de soția dumneavoastră, de doamna preoteasă.
Stimați telespectatori, iată, am făcut, nici nu știu cum a trecut timpul, eu spun o emisiune reușită, frumoasă, împlinită, într-o perioadă dificilă, cu părintele de la Iegheriște, căruia îi mulțumesc, un preot tânăr, ambițios, care se afirmă prin tot ceea ce face și împreună cu doamna preoteasă face ca în această localitate să existe mai multă lumină, lumină în suflete. Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere. Înaintea ta, Iisus iubit, vin azi încrezător, căci tu de aceea te-ai jertfit să-mi fii mântuitor. Din cât aflat am că stă scris, te ascult în chip plăcut. Tu bucurii din paradis mi-ai dat când ți-am cerut. Eu altceva nimic n-aduc decât o vină grea. Și unde, Doamne, eu s-apuc decât spre mila ta? În mine nimic nu e bun, tot ce-am făcut e rău. Nădejdea toată am s-o pun în ajutorul tău. Nădejdea toată am s-o pun în ajutorul tău. Gol nimeni n-a venit înapoi din cât te-au căutat, căci tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. De aceea, dar acum și eu cu lacrimi plâng și-ți cer. O, mântuie sufletul meu, nu mă lăsa să pierd. O, mântuie sufletul meu,